Salutare, oameni fani, și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars Competitive, un nou episod în care deschid o grămadă de cutiuțe pe contul unui om fain de această dată, domnul Andrei. Mersi fain pentru cont, domnul Andrei. 107 Brawl Box-uri, 11 Big Box-uri și încă un Brawl Box aici. Din care, domnul Andrei și-ar dori Tara sau Cioro Gârla, adică Nenea Relu. Ăștia sunt brawlerii pe care are. Bineînțeles, există o șansă foarte mare ca blestemul să continue și să vină Umbrela. Dacă și data asta pică, e clar. E un blestem al Umbrelei 100%. Bun, ce-aș vrea să pice, ca de obicei, Spiky, pentru că Spiky este legendara mea favorită. Dar evident, nu m-ar deranja să-i pice Crow și Leon la pachet, și adică, nu, mai bine așa decât o legendară. Dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați pe butonul de like eu, să vă abonați în cazul în care n-ați făcut-o deja și legendar de important, să-mi dați un follow pe Instagram, pentru că de 45 ani, ne chinuim să ajungem la 10.000 de followeri. Ca să deblocheze swipe up, ceva în genul, nici nu știu exact ce face chestia, dar vreau să am și eu. Bun. Cu ce să începem oare? Pentru început, hai să schimbăm omul de aici. Apare că Cioro Gârla mare n-aduce noroc. Cine ar fi oare cu noroc? Și poate să-l ducă și pe ăsta la Power 9. Mă, nu mi-ai zis dacă vrei să fac asta sau nu. Așa că în cazul în care fac biștarii, o să te întreb pe Discordianu. Bun, hai să-l punem pe Frankie. Poate ne mai aduce o epică. Cine știe. Șansa la legendară rapid, să ne uităm. 0-13. Să fie 13 cu noroc? Aceasta este întrebarea. Bun, hai să începem. Și prima dată scrieți în comentarii dacă vreți să mai fac genul ăsta de clipuri. Că sincer nu prea le văd, dar ca fiind foarte apreciate, ideea în care parcă vă place să mă joc numai pe contul meu. Dar hei, a venit doamna grasă, l-am pus pe domnul Frankie, îndată a adus-o și pe doamna grasă, cred că spretin, nu știu sigur. Perfect, începutul este genial, nici nu mai știu ce am vrut să zic exact, dar totul este bine aici. Și mai avem încă 104 cutii. Din 3 cutii o veni direct pe pica. Superb, bun, un brawler nou. WC-ul Shelly, Shelly-ozaura din nou, Borleozini, Colțianu, Shelly și Frank, Carlito, Pocolino, Dynamicuri și Rosa, Dynamicuri din nou, Bo, Borli și Ricochito. Cu siguranță nu e un cont alician, adică totuși la din 3 cutii epică. Și încă nu a venit niciun double, deci cu siguranță nu o să fie un fail. Întrebarea este, vine și doamna Umbrelă sau salutare? Eu zic că vine, adică dacă o da deja grasa, zic că mai dă încă o epică. Ar fi cumva să dea chiar legendară. Dacă totuși dorește legendară sau pe Tara. Bine, își dorește Cioro Gârla, nu legendară. Deci nu cred că îl deranjează dacă e pică un Leon sau Spike. Zic și eu, Nenea. Bun. Hai să luăm de aici o legendară. Ar fi fost frumos să meargă prezicerea. Bun, punctele nu le iau pe nimeni. O să le ia el pe cine vrea. Dacă mai era cutie după, atunci era o problemă. Tichetili. Frankie, am uitat să vă zic să scrieți în comentarii din ce cutie credeți că o să pice, acum e cam târziu, că nu. Am cam picat deja. Bulinski și Jessica. Un guroi ca turbatea. Să vedem cum stă cu Goldul. Bun, aștept să-i dau up la... Am uitat cum îl cheamă. Cum îl cheamă pe ăla? La El Primo. Să-i dau up la El Primo la 9. Să vedem ce o să zică și Nenia, Andrei. Până o altă mai deschim o cutie. Colțianu, gemuri, ok. Carlito și Ros, aolo. Dublere. Asta nu e chiar bine, Nenia. Pentru că asta anunț, opa, cutia 69. Borli. Bun. Am primit și confirmarea. E bine că n-am deschis extrem de multe cutii. Îl ducem pe fratele El Primo la 9 și există șansa să pice chiar și Star Power. Boing. Bun. Să continuăm treaba.
Ar trebui din atâtea cutii, mai ales că sunt și pe big box-uri. Care ar trebui să oferă o șansă mult mai mare decât boxurile normale. Gemonesuri. Olțeanu și Pam. O grasă stătea într-un copac. S-a rupt. Și Star Power. La nu mai știu câte cutii. Imediat bam bam bam. El Primo maxat. Superb. O epică plus un Star Power. Un cont norocos. Bo și Dynamike. Ocolino și Jesse. Borley și Frankie. Și Leozaur. Aoleu. Dar de fapt stai că nu contează, frate, că da deja o grămadă de chestii și șumechera. O fi un cont super mega bulănos. Să pici și doublere și restul chestiilor. Hai cu umbrel. Bă, ești nebun. Fix când am zis hai cu umbrel, a apărut. What? Hai cu umbrel și apare. Ok. Două epice și un Star Power. Bineînțeles. Piper, identificarea, adică să fim serioși. Ok. Ok. Super până aici. Ulțianu și Frank. Shelly și Jessica. Poco și Pai, mai mă, 12 jump-uri, nice. Poco și Frank. Jesse și Bulinski. Shelly și Ricochetul. Grăsana. Bulinski din nou. Piper. Femeia umbrelă. Bun, ce să mai luăm noi aici din acest big box? Aceasta este întrebarea. Hai cu... cu Jean. Merge? Nu merge. Carlito. Rosa. Jessica. Dynamike și Borley. Grăsana și Bull. Brocheanu. Oare mai are vreun brawler pe care pot să duc la 9, dar nu cred. Nu. Din păcate mai ne poate. Bo și Carl. Rosa Daryl Ticket. Grasa și Jesse. Jesse și Ricochet. Trebuie să mai dea ceva nou. Că sunt prea multe cutii rămase. Nu pot merge așa pe nașpa. Brocheanu, Shelly. Bulinski și Poco. Dynamike, Rilly. Bo și Carl. Rosa, Piper. Colt, Spam. Colt de pâine. Jessica și Bo. Trei etichete, nice. Piper și Rosa. Jesse și Dynamike. Daryl și Colțianu. Frankie și Carlito. Bă, dar nu am uitat la șansă dacă a scăzut. Dar trebuie să fi scăzut. Chopiano. 0-12, dar nu a scăzut așa mult. Bun. Să continuăm. Shelyozaura și Frank. Nita și Colts. Penny Bo. Penny Board. De la Board Shop. LOL. Toți de două ori sunetul. Nita și Colțianu. Frankie și Brock. Bo și Borley. 3. 2. 1 și legendară. Hai că legendară. Bun, încă 10 cutii. Or fi cu Bulan sau sau? Brocheanu, Bulinski, Nita și Tichete. Bănicei, Rosa, Piper, Brocheanu, încă un tichet. Daryl, Ricochet și Borley. Oricum nu pot, stai, mai pot să picioare cumva alți brawler în afară de mitici și legendar nu. Bo, Rosa, Penico. Ok. Jesse, Carl, Nita. 4 tichete și 8 gemuri. Nu știu care e maximul de tichete. Carlito, Rosa, Borley, meh. Să fie ăsta finalul, să nu mai pice nimic. Grasa, Frank și atât, lol. Brocheanu, Daryl, Ricochet și două tichete. Ultima cutiuță
De fapt nu o să fie chiar ultima, că o să mă joc și un match sau două. Poate mai fac rost de o cutie din asta. Normală. Carlito, Nita, Shelly și 4 tichete. Bă, oricum e super bine, adică două epice și un star power e, nu, destul de jumen. Skull Creek, bam. Și cu cine să mă joc, cu grasa sau cu umbrela? Bă, mă duc cu grasa, sincer, îmi place mai mult grasa decât umbrela. Nu prea-mi place domnișoara. De fapt, o să joc și pe Viper. Să nu se supere. Dacă tot a venit de fiecare dată. Ce să zic. Drag blondele la mie, ce? Avem aici pe Gabofish. Ce faci, doamna? Doamna Rosa, nebuna. Let's... Oh, shit. Să nu-și fac ultimata, că dacă are ultimata, salutare. S-a cam terminat șmecheria. Nu. Bun. Nu și-o refăcut HP-ul, asta e greșeala lui. Dar aici nu prea mai ce se... A, uite, mă. Hai că, înțeles. Lol, ce scârțar, bă. O să te ard, prietene. Și-o dat auto-atacul fix după asta. După chestia asta. După... Oh, shit. Oh, shit. După totem. Era să mă ardă. Liu scârțar. Și nu am numai 2 power. Nu cred că... Mamă, ăsta are 10. Ne aveți eu. Nu cred că am cum să-l bat. Și ce rog la frate, uite și ăsta s-a trezit. Oh, ce obicei mă salvează. Este showdown. Să nu zici că-l bat. Mamă, ce dă. Bro! Stai să te omor. Ai, mă, really, bă. Am încercat. Știam că asta o să se întâmple, gen că vine pe acolo, dar nu prea mai aveam ce să fac oricum. Dacă își refăcea HP-ul, mă bătea că venea cu ultimata. Bun. 56. Deschid cutie sau? Yep. 101 dalmațieni. Hai da. Legendar Spike. Old Spiper. Meh. Hai să luăm și pe domnișoara Piper la dans. Bebelușelor, dans. Nu știu dacă merge pe harta asta, o să vedem acum. În teorie ar trebui să meargă destul de ok. Ai locuri din astea deschise unde se plăznești pe gibilani. Boing, boing, boing. Cred că am ratat acolo un hit. Dar n-a văzut nimeni oricum. It's no problem, my friend. Oh, shit. Iago, pât, îți dai o țineat, Iago. Boing. Boing, prietene, ți-am zis. Dacă am zis boing, ești mort. Credea că-mi iau țap și nu-l văd când vine așa, pe la colț. Opa. LOL, ce la limit a fost aia. Nici de data asta, mă. What? Prietene, vreau să-ți pușc una în freză. Opa. Încă una în freză. Ia stai. Te duci în câmp deschis, prietene. O să-ți sparg fața, prietene. Boink. Lolos. Bo, aaa. Era prea de tot să ple... Na, nu vrei? Îl terorizez pe ăsta aici. Oh, shit. Săracu. Boing. Boing. Te-ai învârtit, prietene, dar te-ai dus. Asta este. Te-a trădat Ciorolesul. Dar și Ciorolesul va muri la rândul său. Mamă, ce bucone, i-am dat și la asta. Boing. Boing. Trebuie să am grijă să stau la distanță de așa. Și mai ales asta să nu mă tragă cumva cu mânocul. Dacă își face ultimata și mă trage, am cam rașchetat-o. Am încercat să-i fac manevră, dar cred că e gata meciul. Yo, ce m-a speriat. Ok. De două ori locul 2. Not bad. Cred că-mi dă. De fapt, dar la fel 5-6. Să mai dau oricum un match.
Hai mă, că mai fac un cu cutie. Iar episod de 5 ani. Dar parcă mi-așa cumva să plec. Că nu știu că se mai poate să mai deschidem cu cutiuță. Din care cine știe, poate chiar cutia aia norocoasă. Niciodată nu se știe. Boing. Trebuie să dai ceva bucăți cu asta să... Mamă, ce țapa am luat. Nu? Ok. Bă, am vrut masterul și pe tine să schis cutia aia acolo. Nu o sparge, uite mă că nu-i fraier, fraieră. Dar ce castani și-o luat acolo, noroc cu ciorogârla. A venit prietenașul nostru, Relu, să ne ajute. Ne scapă de Sanie, rapid. Haide, prietene, Relu. Acum... Acum pe naiba. Poing. Poing. Nu? Ok. Oh, nice. L-am pus pe fugă pe fratele Cioroles. Mă, cred că aici m-am cam dus. Da. Rosa. Scuiesc când o să mai prinească un nerf. Oh, rank up. S-ar putea să fac oricum cutia. 6. 32. 88. Ok. Mai băgăm în cu meci, bineînțeles. Cu ăsta sigur fac. Mă, dacă nu mor în primii. Bun. Nu înțeleg că... De ce ar replica să dăm niște zahăr, adică... What? Înțeleg că asta e replica e de agățat. Ce fa, nene, ai niște zahăr. A, mai zis da. Și vine blonda la tine. Hmm. Te-a încercat manevra asta, să vedem. Oh, shit. Ce-mi plac oamenii care stau și joacă profesionist, bro, Stars, uitați-vă, adică un adevărat geniu, frate. Mamă. Incredibil. O schimba boschetul. Opa. Nu, ăsta da. Ăsta da, jucător. Bun. Zi-mi, te rog, când dă punctele măcar. 8. Nu sunt îndeajuns. 8. Nu credeam că o să mă întind la atâta cu episodul ăsta, dar hei, ce să faci? Bun. Trebuie să avem grijă la boscheți. Chiar nu mă așteptam să fie cineva acolo, dar na. În jocul ăsta... Oh, shit. În jocul ăsta, cea mai bună tactică e să stai în boschet și să aștepți. E din păcate mâine, poate. Really, bro? Și trebuie să mă card de aici pentru că uitați-vă și voi. Băi, eu nu înțeleg, frate. Fazele de genul pur și simplu mă depășesc. Suntem la două trofee cu brawler-ul și... Cumva, de nicăieri apar 15 brawleri. Care trebuie să mă bat. Și din nou, repet, cea mai bună tactică în jocul ăsta e să stai în boscheți și să faci nimic. O să vă demonstrez în acest match fenomenal. Dacă vine ăsta, cum a văzut. Asta trebuie să faci, să eviți fight-urile, să stai cotei. Asta promovează și jocul, adică nu, creează brawler gen Rosa. Ce face Rosa? Păi dacă are star power, se bagă în boschet și primește HP. 300 per secundă. Vezi? Și am obținut o poziționare mai bună în clasament, dacă am stat AFK. Oarecum. Semi-AFK, nu chiar AFK. Și asta promovează jocul. Deci e trist. Dar ce să fac, n-ai ce să fac, hei. Boing. Salutare, domnule. Oh, shit. Hai că lăsăm în pace pe nenica. Mă duc încet, încet spre centru, numai partea nasolei, că e boschetti.
Acum este cineva de aici. Ok. Mamă, ce castane am dat asta. Oh, shit. Mamă, ce frumos am scăpat. Da, chiar nu-l pușează nimeni, gen, dacă e low. Eu de obicei când îl slow mă pușează cam 15 brawleri. Bun, locul 3. LOL. Cum nu l-am pălit, frate, pe ăla ești nebun? Ma. S-a apucat echipa TTRS. Dacă apucam să sar, era bine. Bun, dar oricum am reușit să mai fac încă o cutiuță și am făcut un episod de 21 de minute la care nu o să te nici GGL. E bine. Dar fain să-mi dea legendară fix din cutia asta. Atunci o să fie curioși oameni, dar de unde legendară clickbait? Aia nu mai e rost să bine, dai pace. Bun, cam asta a fost și episodul. Două epice, evident, umbrela, ca de obicei, grasa și un star power, ceea ce e destul de șmecher, după părerea mea, din 100 și nu mai știu cât e cutie, vreo 112, 13, parcă ceva în genul, 14, două epice și un star power, e destul de ok. Cam asta a fost, mersi fain de vizionare, să aveți o zi super faină în continuare, baftă la școală, Instagramul nu-l uitați, să facem 10.000, că mă nebunesc. Nu chiar, dar ar fi fain să facem 10.000 ca să am swipe up. Salutare, salutare!